Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Că e vorba de învățământul preuniversitar. Potrivit unui studiu recent desfășurat la inițiativa proiectului România Deschisă, nota medie obținută de învățământul preuniversitar din partea românilor a fost de 4,55. 10 maximum, da? Și doar 1% dintre respondenți i-au acordat o notă peste 7. Aparent românii nu sunt prea mulțumiți de calitatea școlii din țara asta, s-ar zice. Mai mult, studiul proiectului România Deschisă arată și că în ultimul deceniu percepția privind calitatea educației preuniversitare s-a deteriorat. 72% dintre respondenți consideră că acum școala are o calitate mai proastă ca în urmă cu 10 ani. Și mai mult de jumătate dintre respondenți cred că sistemul educațional se va înrăutăți în următorii ani. La telefon este fostul ministru al educației, Daniel Funeriu. Bună dimineața! Bună dimineața! De ce credeți că e percepția asta atât de sumbră asupra școlii în România? Că poate nu... Bun, nu e ideal, dar poate nu fi nici chiar așa rău. Aș spune două lucruri. În primul rând, cred că este un foarte mare decalaj față de așteptări. Nu neapărat că lucrurile stau foarte, foarte prost, dar există în mintea multor părinți un decalaj față de așteptări, inclusiv din cauza faptului că punem din ce în ce mai multe lucruri în cârca școlii. Dacă pe vremuri, până în clasa a patra, să zicem așa, trebuia să, în mintea, în mentalul colectiv, școala avea menirea să te învețe să scrii, să citești și să socotești, astăzi, până la clasa a patra, să zicem, părinții, majoritatea lor, cred că școala are menirea să te facă fericit, să-l facă pe copil echilibrat, să numesc lucrul ăsta, te pune în cârca școlii, obligația stărbinistă, să se simtă copilul bine, ceea ce nu e neapărat rău. Deci, în primul rând, aș spune, se pune în cărca școlii o misiune care de multe ori nu e a ei. Și aici vă dau un reper. Uitați-vă la câte inițiative sunt în Parlament de introducere prin lege a unor materii. Oameni buni, dacă fiecare deputat care vine cu idei crețe introduce materii, gen, să facem circulație rutieră, regulile rutiere, să facem, nu știu ce, educație pentru antreprenoriat, deci toate aceste lucruri, păi o să ajungem să fim experți în orice, în afară de matematică și română, care până la urmă sunt esența. Deci primul element este, l-aș numi, decalajul între așteptări și realități. Sigur că dacă așteptările sunt foarte mari, chiar dacă realitățile nu sunt chiar atât de rele, avem o impresie unui decalaj, deci dăm o notă mică. Al doilea lucru l-aș numi sindromul pe vremea mea. Pentru că noi cu toții care avem 30, 40, 50 de ani, raportăm ceea ce vedem la copiii noștri, raportăm cum era pe vremea noastră. Oameni buni, lumea s-a schimbat. Copiii de astăzi poate sunt lucruri pe care nu le mai învață, dar sunt alte lucruri în care sunt mult mai experți decât noi, lucruri pe care noi nici nu le visam. Și sigur că pe lângă aceste două elemente există și o realitate obiectivă. Acum, e greu, vedeți dumneavoastră, este foarte greu să dai o metrică, să dai un referențial, să pui un număr, că învățământul astăzi ar fi mai slab decât acum 10 ani, acum 20 de ani. Ceea ce este cert este că relația dintre școală și părinți, relația dintre școală și societate, s-a schimbat foarte mult. Mm-hmm. Oricum ar fi, nu e prea plăcut să lucrezi în domeniu și să știi că toată lumea se uită urât la tine, nu? Adică ce ar fi de făcut ca să se schimbe un pic percepția asta? Deci, în primul rând, într-adevăr, aveți dreptate, este o spirală a negativității, intrăm într-un cerc vicios în care nemulțumirea părinților față de școală crește, profesorii au zis că se spune peste tot, că profesorii, vai, sunt foarte prost plătiți, că profesorii nu sunt buni, știți cum e? În primul rând că profesorii nu mai sunt foarte rău plătiți astăzi în România și, într-al doilea rând, nu e adevărat să spui, nu e corect să spui că toți profesorii sunt răi sau toți profesorii sunt buni. Sunt, era și pe vremea mea, cum se întâmplă toate țările, cazuri și cazuri. Ce e de făcut? Acum, cred că aici este esența și aș fi destul de cinic în realitate și aș spune două lucruri. Unu, să ne imaginăm că se va schimba ceva în următorii 10 ani. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu.
80-90% din calitatea educației este dată de calitatea profesorilor. Iar să crești calitatea profesorilor într-un sistem cu 250.000 de profesori ia foarte mult timp. Uitați-vă cât de mult timp ne ia fiecăruia dintre noi să schimbăm mici comportamente, mici tabieturi din viața de zi cu zi. Vă imaginați atunci cât de greu este să schimbi modul de lucru a 250.000 de oameni. Și al doilea? Exact. Al doilea lucru este, sincer, fiecare e pe cont propriu. Vreți copii cu rezultate bune, puneți-i cu burta pe carte. Nu vei putea niciodată să știi mai multe, să fii mai bun la școală, învățând mai puțin. Cine vă spune lucrul ăsta, vă minte. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru explicație. A fost în direct la Deșteptarea fostul ministru al Educației, Daniel Funeliu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.